I feel like I'm home. I feel I'm home. El e Stanley, iar pentru el România a devenit acasă. S-a mutat din Nigeria în țara noastră în urmă cu un an și nu a trecut mult timp până când a simțit că trebuie să devină ortodox. Orthodox it's a very good choice for me, yeah. Primul locaj de cult ortodox în care a intrat a fost Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Capitală, unde l-a întâlnit pe părintele Emil Nedelea Cărămizaru. Frumoasă atmosferă de rugăciune, atmosfera duhovnicească și comuniunea pe care a văzut-o la Sfânta Liturghie, între credincioși prezenți la celebrarea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii în biserica aceasta, l-au impresionat foarte mult și a rămas cu această impresie, prim impact pe care l-a avut cu Biserica Sfinților Brâncoveni și mărturisește acest lucru cu bucurie și astăzi. El nu era ortodox? Nu, era catolic. Trecerea lui la Biserica Ortodoxă a fost una care a pornit din interiorul lui. A fost o cerere a lui, o dorință a lui, pentru că s-a simțit aici ca acasă, pur și simplu. Pe 30 ianuarie 2017, în ziua de prăznuire a Sfinților Trei Ierarhi, Stanley a devenit din catolic ortodox. A fost o zi de reală bucurie și pentru el și pentru mine ca părinte duhovnicesc și pentru credincioșii care au asistat la slujba prin care am consemnat trecerea lui la biserica noastră sfântă și ortodoxă. So how was the feeling? Describe me a bit. Wow. It was right here, just right at that corner. It was lucky enough for me, there was people in the church and they welcomed me and everybody embraced me, they hugged me, they said welcome and it was a beautiful feeling. Stanley s-a implicat în activitățile social-filantropice ale parohiei și a devenit un membru important al Comitetului de Tineret. Participă foarte activ la viața filantropică a bisericii noastre. Noi avem aici o organizație de tineret creștin-ortodoxă foarte bine închegată și el este unul dintre liderii a acestei organizații parohiale. Identifică locurile unde este nevoie realmente de ajutorul bisericii și după aceea dezbatem aceste priorități sociale în Consiliul Parohial sau în Comitetul de Femei și împreună organizându-ne mergem în acele locuri, la copiii nevăzători, la copii bolnavi de cancer, la copii bolnavi de sindromul Down, la copiii sărmani pe care biserica îi are în asistență socială. We go give them and with the church, you know, we combine together to go and give them gifts, toys, food, clothes, whatever we can, you know, just to make them still feel good, whatever we can. We've been doing this. It's quite a good thing. Tomorrow, just for the holidays or all the time? No, not just the holidays. Most of the times, it's not have to be any special time. We go there. Sometimes we just go with the priest, Father. We just go and pray for them, stay with them, play with them. Se roagă în limba engleză, dar învață limba română pentru că aici vrea să se stabilească. One thing that made me to feel so much relaxed here is the way that I was welcomed here, the way that people embrace me. Nobody think about race or color or those things. I've traveled to places, I've been to so many countries, but what I found here, the way that I'm just, people embrace me, they don't want to know who you are, where you're from, so that is very, very comforting and it makes me
It makes me to feel so much relaxed. This is one of the things that make me not to miss home so much. You can imagine, it makes me not to miss home too much because I feel like I'm home. But isn't it hard because you don't really understand so good the Romanian to be at the church on Sunday? Yeah. That is a very good one. It is. This is one of the challenges that I'm facing for a while now. And this is why I have to kill myself to learn the language as soon as possible. Viața Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu îl impresionează până la lacrimi, iar de când a trecut la Ortodoxie, este nelipsit din locașul de cult care îi adăpostește Sfintele Odoare. When I heard about his story, I cried. It's quite a very tragic situation that he have to sacrifice him and his family just for the sake of his people. I don't know if anybody nowadays could make such a sacrifice. Wow, it is. It would be very difficult. I wouldn't say nobody, because we can't tell, but you have to be extraordinary people. You have to be difficult to find the people that can be able to make such sacrifice. This is an ultimate sacrifice that he made. I'm sorry, I'm being emotional right now because it's. I'm so sorry, darling. Unul dintre orașele lui preferate este Iașul, unde s-a închinat la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. I've been to places. I've been to Brașov. I've been to Pitești. I've been to Cluj. I've been to Oradea, right? Yeah, I've been to Iași. Oh, Iași. That reminds me. Iași. It's a very beautiful place. I was in Iași the time of the Saint Paraschiva. Yeah, I was there and in October. Yeah, it was in October, exactly. It was amazing. It was beautiful. There was so many people, and I will not forget Saint Stephen the Great. How he was honored. You see people crying, see people praying, oh my goodness, it's quite a beautiful thing that I was there. I met so many monks and so many priests in the church, and I told them that I am honored. I am so honored and to be in that presence on that day. But did you touch the relics? This holy relics. Exactly. I have pictures. I did not miss. I kissed, not just touch. I kissed it. It was beautiful. Like I was there. That was, first of all, I had to stay on the line for 2-3 hours or 4 hours. We stayed till it got to the turn. Oh my God. It's quite an experience that I will never forget in my life. I was so blessed, so opportune to have that moment. Ne mărturisește că este foarte ușor să țină post. Pentru el, postul este o binecuvântare. Reprezintă un sacrificiu prea mic pentru ceea ce îi oferă Ortodoxia. Sentimentul de a fi acasă. I love that. It's a beautiful concept and it makes me so happy when I came here and I saw it. It's marvelous. Yeah. Din nefericire, Nigeria nu îi mai oferea de foarte mult timp acest sentiment, deoarece părinții lui au murit când era copil. Ține legătura cu sororile lui, dar și ele sunt stabilite în alte țări. Gigi, el a rugit să se deram de tine, o? El a rugit să se deram ea. Bye-bye. I love you, bye-bye. So, I did understand 3 things. Chichi, I suppose is her name. Yes. Television. You said something television. Yes. So what were you telling her? Yeah, that's my sister, the one I told you about, my immediate younger sister. Yeah, she called. I asked her to do some things for me back home. So I was just telling her, and then she asked me who are the people in the house. I said, yeah, these are the people from Trinitas. Sorry, how do you say it again? Trinitas. Okay, not Trinity. Trinitas. Yeah. Yes, from Trinity, but Trinitas. Mm. Yeah, I told her it's the people from the Trinitas. So she's like, "What is happening? What are we shooting movie?" I said, "No, not yet. We are just doing the little interview."
Cătălina Brâncoveanu i-a fost alături de când l-a cunoscut. A înființat Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în cadrul Europei Centrale și de Est și astfel a ajuns cu un proiect pe educație în Nigeria. Am ajuns să avem o cooperare cu UNESCO la Cruca într-un program de educație a copiilor, care l-am promovat și am încercat să și l-am promovat și în Africa. Și datorită acestui fapt, datorită faptului că și el avea aceleași idealuri ca activist de drepturile omului, dar activist de drepturile omului n-a încercat să faci pace. Am avut același mod de a gândi că dacă cineva îți face un bine, dacă spune chiar o vorbă bună, mai departe încearcă și tu să faci la fel, încearcă să-i ajuți pe alții cu cât poți tu. Nu contează valoarea materială, ci contează sufletul meu și momentul în care ajuți pe cineva, că poți să-l sprijin cu un sfat, poți să-l sprijin cu o îmbrățișare și momentul ăla să conteze foarte mult pentru persoana respectivă. Și având aceleași valori morale și intelectuale, ne-am cunoscut și am început să lucrăm împreună, să cooperăm. Stanley a aplicat anul trecut pentru programul Startup Nation și acum conduce o companie de media production în București. Și o să sprijin și în dezvoltarea acestei societăți comerciale Diversity Connector care a făcut-o, pentru că e o idee minunată să arăți că dacă vrei, poți. Nu contează. Dacă chiar vrei și îți dorești un lucru și muncești serios, poți. Poți să vii din lumea mare și să câștigi un program Startup Nation, cu un proiect bine făcut. Adică să demitizăm un pic anumite lucruri care, eu nu spun că nu sunt rele, dar printre toate relele astea se poate face și ceva bun, dacă vrei, și cu ajutorul celui de sus. Pentru el, România este țara care l-a primit cu brațele deschise, iar în Biserica Ortodoxă se simte acasă. If you describe Orthodox in three words, what would they be? Yeah, in three words, what words would I use? Let me think, because humble, love and peace. In my own words. Duminica îl găsește întotdeauna la Sfânta Liturghie, iar timpul liber și îl petrece organizând acțiuni filantropice pentru cei nevoiași. Pentru noi, e o mare bucurie că l-am cunoscut.